Bună dimineața tuturor! Toți din țara asta știu despre metru de autostradă făcut în Moldova de către un conațional de-al nostru. Mă scuzați, e prea dimineață și pentru mine. Omul ce-a făcut? O zis că e destul. O zis că trebuie să creăm emulație și să le arătăm parlamentarilor că avem nevoie de autostrăzi. Nu mor oamenii în România din cauza vitezei. Mor din cauza lipsei de drumuri. La Zalău avem un senator care a spus că avem drumuri ca în Austria. Eu vreau să faceți un exercițiu de imaginație. Luați un boschetar din pe stradă și duceți-l la voi acasă. Și așteptați-vă ca atunci când vă întoarceți din concediu să găsiți casa cum ați luat-o. Știu că nu o să faceți lucrul ăsta. Atunci de ce îi trimiteți în Parlament? Nu mai trimiteți boschetari în Parlament, nu mai trimiteți hoți. Haideți, în data de 15, pentru 15 minute, să oprim traficul, să ne oprim din tot ceea ce facem, din viața cotidiană, pentru 15 minute, să tragem un semnal de alarmă. La Zalău ne-am propus în felul următor. Pentru că am zis că foarte mulți dintre voi probabil că o să urmeze demersul concetățeanului nostru, să ne organizăm în mod liber, dar cum prevede legea. Ne întâlnim la ora 2:30 în parc în Brădet, din sus de Hanul Drumeților, și pentru 15 minute, adică de la 3 până la 3 și 15 minute, vom face o plimbare. Trăiți, Nea Vasile. Lasă filmarea. Nu, Nea Vasile. Ați auzit de băiatul ăsta? Care? Ăsta, din Moldova. Ștefan. Care a făcut primul metru de autostradă. Dar ce-i cu el? Păi faci un meeting de protest și am zis că să-l susținem și noi. Ce părere aveți? N-aveți nicio părere. Nea Vasile, ne trebuie autostrăzi sau nu ne trebuie autostrăzi? Trebuie, dar... Avem drumuri ca în Austria sau nu avem? Parcul Austria. Păi așa a zis domnul senator de Sălaj, că avem drumuri ca în Austria, Nea Vasile. Vrem să facem un lucru foarte frumos. Am zis că vine, o să vină bicicliști alături de noi, o să vină motocicliști alături de noi și facem o plimbare elegantă, 15 minute. Până la urmă tot o să facă, nu trebuie să înțeleagă. Mulțumesc, Nea Vasile. Mă bucur că sunteți alături de noi. Da, FCSB. Mulțumesc că sunteți alături de noi, Nea Vasile. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Faceți, bă, trebuie, sigur că trebuie, dar e greu. Nimic nu e imposibil, Nea Vasile. Nea Vasile, în omul ăsta zace o istorie a fotbalului sălăjan. Dacă el zice că trebuie, eu vă zic așa. Implică-te. Veniți alături de noi, 15 minute, să le arătăm la trădătorii ăștia de neam și țară că nouă ne pasă, că noi vrem autostrăzi, că nu le plătim taxele ca să se îmbuibe ei, să fure de la copii, să stea să ne arate muie prin Parlament și știți foarte bine câte mai fac. N-avem drumuri ca în Austria, n-avem parcuri ca în Cluj, în Zalău, spre exemplu, n-avem absolut nici nimic, deci n-avem condiții. Fiți alături de noi. 15, ora 15, 15 minute. Reușim împreună.